dați parola. Repetați. Păi eu chiar nu mă simt de urmat. Cred că am trecut de pragul ăla. Stai mă, ia de la mine. Nu știu să-l închideți. Castelate, tată. Ia uite ce frumos arde. Repetați. Confirmați 14 recepție. Simo, ce mai zic ăștia? Da, recepționat. Tenente Puculentin, aveți că vine un rond. Da, mă, lasă tu, unde nu pot. Iată, bă. Asta e tot? Da, atâta. Păi atunci... Dăm pe televizor să auziți ce se mai întâmplă? Ce-au zis Vasile, liniște la unitate? Da, este tovarășul cu tine. Vasile, aveți mă, poate prins Europa liberă. Băi, soldatul, ți-am spus să stai acolo, să taci dracu din gura aia. Ce faci, Telemachin, faci politică? Tu ești aici să ascunzi niște ordine, nu să faci politică. Le vezi, mă, ăsta e? Trebuie să plătească pe cale legală, judecătorească, așa cum trebuie să existe regula într-un stat civilizat. Și democrat. Și democrat, bineînțeles, dar civilizat este și democrat. Vă doresc, domnul prezint, pe comandantul Gălzii, care apără televiziunea să raporteze poporul în ce măsură acest mijloc important care aparține poporului este apărat. Este comandantul unității de blindate, locotenent colonel Oana, și am primit misiunea nobilă de apărare
a televiziunii române. Îl știți pe ăla ăsta, Tonș locotenent. De vasile mai tare, de la blindate. Sprijinul întregului, întregii populații din zonă să mă ajute pentru această pentru a îndeplini această misiune sacră. În această noapte nimeni nu are voie să doarmă în România. Trebuie să fim în stradă pentru a preveni actele ostile. Noaptea este favorabilă trădătorilor inimilor poporului. Ieșiți pe stradă, stimați români. Nu dai armament de foc pe mâna civilă. Dar ăla era colonel. Cine era colonel? România, și să evităm ca pe viitor să se mai reinstaureze dictaturi teroriste. Oricum trebuia să fie trimit. O să ne primăm ca proști prin Corentina. Ce se căută mă la televiziune, tu n-auzi ce e acolo? Ia uite mă, te mănâncă în cur și pe tine ca pe ăsta. Ia să văd eu niște sectoare la unitate. Bă, nu pe tine te-a chemat. Gata, Vasile, pune pe stați. Da, e la civil armă și și-a tras în cur cu ea. Dar de ce mă liniște? Dar să fie scandal, ca așa vrea Costi. Cu teroriști, cu dracu, cu lacu, nu, domnul Costi? Frăție, nu-ți e rușine? Mergi pe burtă până trece balamucul, că nu știu cum întoarce căruța. Poate de revelionul lor și nu-i permisie. N-am mai fost pe la ei mei de la Paști. Ce teroriști, bă, băiatul? Păi dacă eu nu știu nimic de niciun terorist, de unde știi? Ce permise, bă, băiatul? Tu nu vezi că patrulăm și vrem să menținem ordinea în cartieră? Vă zic că știu. Vă zic ceva de ceașcă l-au prins? Nu știu, mă, vezi și tu. De unde e asta? Nu știu. Cred că asta de radio. Vezi, mă? Se schimbă lucrurile. Bă, e frică să ne desfințeze. Deja securitatea s-a desfințat. De unde știi? Ce au zis ăștia? Și pe azi la televizor. Și urmează internet. E foarte bine. Ne ducem și noi acasă, nu? Sau intri ca unități de armat. Seara. Actele. Și unde mergeți la ora asta? E zi Dorina. Unde te grăbeai așa? Nu mă grăbeam. Poziția nu e bună. Care poziție? A, mergeam cu faza. Da? Da. Arme, ceva în portbagaj? E în față la scodiță. Dacă vrei, deschid să te uiți. Și dacă nu le găsesc în portbagaj, mă las să te perchiziționez? Ce zici? Așa, în stradă? Nu-i frumos. Să zicem că-mi iau mâine permisie. Așa e frumos? Unde te găsesc? Nu știu, n-ai reținut adresa din buletin? Auzi, mă? Gata, s-a combinat fata. Bine, Dorina. Atunci trec mâine pe la 9 să te iau, bine? Mersi. Sunt în regulă, da? Ești bine.
Hai, pa! Să te împing? Te rog! Și oprește ștergătoarele. Băieți, alea împins. Au nebunit toți. Ia! Stai, mă, tu pe cât ești? Pune-te pe 60 și cauți de acolo. Păi noi, că am încercat. Deci Voinescu e pe 60,3. Nu, stai pe 60,3, tovarășul locotenent. Păi ce noi stăm? Mai dai. Iar asta. Tahova. Și la militar cine? După cincea, cu Poncea. Care Sociu? Lasă-mă pe mine că văd că la tine nu merge. Atenție la carul mare, recepție. Deci s-au băgat peste noi. Cine? Atenție la carul mare, recepție. Identifică-te. Cine e la militar? Sunt 4 nord. Ești din recepție. Cine, eu? Nu tu, mă, ăsta. Tu ești, bă, Viorele? Comută pe banda, bă, te găsesc eu. Acolo cine e, Lent Voinescu? Ești din recepție, terminat. Nu e Voinescu. Cine? Poate o schimbă deja cu parole. Bine, hai că încercăm eu târziu. Ce înseamnă? Ce se bucură omul de libertate? Haideți, tovarășul Negu, de ce nu vrei să trecem de partea poporului? N-ați văzut? Se schimbă lucrurile. Mă, Costi, uite ce te rog eu pe tine. Nu mă mai pune în situație de față cu toată lumea. Înțelegești tu că lucrurile nu sunt... Hai să nu mai avem discuția asta. Tovarășul locotenent, l-am prins pe tovarășul Lent Voinescu. Deci n-am înțeles, da? Așa facem, tovarășul. Alo, recepție. Alo, recepție. Atenție la carul mare. Viorel, ce faci, mă? Te dai mort? Nu, mă, sunt pe Crivița, la țigarete. Unde ești, mă, că te aud ca de pe lumea elaltă? Neacule, ce ai spus, frate? Unde ești? Regie. La comandament ce? La noi? Da, mă, la noi, ce? Nu-l lua pe Diru și gata. L-au arestat? A plâns. Pe cine, mă, pe cinist? Păi, put și cu paștele, paștele. E foarte bine, mă, foarte bine. Nicolos. Vezi că nu poate... Primit ordin să nu ne amestec, doar patru. Patru ce? Ce patru? Recepție, care patru? Nu patru, patrulate, regii. Nu înțeleg ce zici. La televiziune, văd, prăpăd. Ce vorbești? Că sunt deja 100 de morți pe capete. Rău. 100 și peste. Las că vorbim, că nu prea înțeleg ce zici. Ați auzit, da? 100 de morți la televiziune. Norociții. Erau pe Griviță, în regie. Ci că nu sunt eveniment. Las că nici la noi nu e prea rău. L-a luat pe Dinu la unitate și l-a închis. Foarte bine futul în curte ce este. O, voi nu vedeți, mă, că acum e momentul să scăpăm de ăștia? Da, și ce propui, Rambo? Să mergem la televiziune, să nu luăm toți un glonț în cap? Da, boi, eu vreau să merg acolo. Auzi? Eu nu sunt bă cu tine, da? Și ia drept când vorbești cu un cadru. Boi, eu vreau să merg acolo să lupt. Să stai tu în poziție de drept și să rămâi aici ca șobolan. Bă, ce ai zis, mă? Am scos citat. Ia-te tu, dar, mă, încoace. Hai, dă-mi încoace. Așa. Și încărcătoarele? Că văd că am vorbit la pereți. Lăsi și baionet. Lăsi și baionet. Bun.
Acum du-te frumos la televiziune și luptă. Ce dracu, mă? Cine tot frecea ta cu televiziune? Și în primul rând ai grijă cum vorbești cu un superior. Nu, lăsați doar și locotenent. Ce sunt eu, un biet maestru militar? Avem domn doctor de la Elia și-a băgat chentane și cafele să facă băiatul armata la București și acum face pe zmeu cu mine. N-am dreptate doar și locotenent. Hai! Eu sunt prost că l-am acoperit și am suflat în cur. Hai, mă, să mergem. Hai să mergem. Unde, mă? Foarte bine, mă. Hai, poate mai vrea cineva să meargă cu el să facă vitejii. Ia zi, Vasile, te duci? Ordonați? Bă, Costi, ești nebun. Stăm aici. Ce frică, mă, asta e. Hai, du-te și tu cu el. Măcar să știm o chestie. Ia uite că ăsta se duce. Foarte bine, lasă. Au soldat, treci imediat în mașină. Treci înapoi, că ne spun! Acum vrea să se asta cu mine. Costi, nu mă facă, dacă vin după tine, te joc în picioare, auzi? Hai, Bobo, vii! Bă, Costi, fii atent și nu te juca, tu acum dezertezi. Diribau te mănâncă. Băi, securistule, mă duc să lup. Și după ce o să câștigăm, o să vă băgăm noi pe voi la Diribau. Care noi, mă? Ia stai puțin, stai tu numai puțin. Ce-mi faci tu mie, mă? Suntem pe Radu cel Frumos, eu nu pățesc nimic dacă te împușc. Mă piși pe Radu cel Frumos. Trageți-i la picioare să vedeți că se întoarce. Băi, circulați, mă, hai, circulă. Costi, ai înapoi. Hai să nu mai facem probleme, uite, eu bag ăsta la loc, da? Nu rupe formația! Hai să ne înțelegem ca oameni. Prăștierea! Trage, mă, ești nebun? Sus, toată lumea, mașină! Sus, repede! Sus! Pornește motor! Costi! Bă, Costi! Alo, mamă? Eu sunt. Da, sunt bine. Te uiți la televizor? Și cum e acolo? La televiziune, cum e? Nu sunt la unitate. Nu, sunt la metro, la Victoriei. Vrei să taci puțin? Taci puțin! Mamă, închid! Mă duc la televiziune, să apăr televiziune. Nu vin acasă. Nu, vin când îmi vinge. Poți să-i spui, n-ai decât. Ce o să-mi fac? Vreau să... Mamă, vreau să o sun pe Angela să-i spui. Eu am încercat și n-a răspuns. Las că știu eu ce fac. Competențe în conducerea tuturor sectoarelor economice. 5. Restructurarea
dezvoltarea agriculturii și sprijinirea micilor. Uitați, uitați, ce se trage noi! Oprirea distrugerii statului. Reorganizarea învățământului obrenului. Pipera dăm tot în aviatorilor. Da. Da, uite, putem să mergem pe aici, pe la Băneasa și intrăm dinspre pod. Sau o luăm pe aici, prin spate, uite, pe podul Constanța și intrăm pe 1 mai. Pe 1 mai nu sunt filtre. Pe la Autopen nu vrei să o luăm? Ce Autopen? Deci găsim o soluție, dar eu prin centru nu intru și nici pe la televiziune, că n-am nimeni. Deci o să nebunesc imediat. Adică cum îmi zice el mie, mă, securistule? Păi fă-te-o și ce aramat să sfăt, să ajung să fac eu curte marțială din cauza lui. Să stărăși locotenent că a venit pula cu mine. Trei luni cât mai are jar mănânc. Scapă, măticul ăsta, aoleo. Ia, Bobo, mișcă-mi cu Fient, aviator sunt doal de, vezi? Da. Ești sigur că aici? Sens că dacă ajungem acolo, știu. Bă, să n-ajungem acolo, să-mi zici că nu e asta stradă. Da, ce nebă. Azi, bă, eu spuneam că e prieten cu Gina. Explică-mi și mie cum a putut să fac el una pe asta. Hai să înțelegi și-o comportamentul ăsta al vostru. Zii, ți-a spus el ceva azi, ieri, că vrea să dezerteze? Ți-a spus că n-a dezertat. A avut așa, ca un fel de moment, dar n-a dezertat. Adică n-a zis că se duce acasă. A zis că se duce să lupte la televiziune. Păi cum n-a dezertat când a plecat din misiune? Păi eu înțeleg că sunt și momente, dar nu înțeleg. Ce să lupte? Pui pariu că mergem acasă și luăm cadinul ăla? Dacă nu-mi pușcă așa, mă nelocit. Al dracu care mai iese vreunul din mașină. Asta s-a îndual, dar asta e mai mult de vilișoare, nu? Adică nu-s blocuri. O vile cu un etaj. Tot în cur de pilos. Din așternutul lung, că n-are cum să fugă. Băi, băieți, găi. Eu să nu credeți că eu nu știu cum vă simțiți. Uite, să spună fiecare ce are pe suflet. Ce mă, voi credeți că mie mi-a plăcut Ceaușescu? Una, două, Neagul la raport. Neagul mai stă o tură la avansare, Neagul că e cumnat de preot, că e mistică, e pe pizda mami. Dar asta nu înseamnă, mă, că trebuie să ne luăm lumea în cap. Că n-ai de unde să știu. Șefu, televiziune? Încolo și la dreapta. Nu, au baraj. Auzi? Luați-mă și pe mine, că vin și eu. Suiem, frate, hai, hoba sus. Hai, că și eu tot la televiziune merg. Mergem să-i venim pe teroriști. Este Aurel, costă! Ce faci, mă? Ești trupeta milițieni? Care e mereu? În mai mă eliberez. Parfum, pe frate, mi l-au luat acum în octombrie. Mai are câmperilă. Gata cu porumb, armata e armată, să-și facă treaba. Lasă că oricum ce face el acolo e pielea pulii. Ce? Zic că n-are el treabă cu instrucția, e la arma liră. Cântă la saxofon. Tu când ai terminat? Ce să termin? Armata. N-am făcut-o, m-am orientat cu două metaxa care le-a dus ormea din șop. Ai mei cu locotenentul nu vor să lupte pentru revoluție. Le-am zis, bă, nu vă căcați pe voi, că acu' e nevoie. Nimic. Bravo, bă, băiatule. Miliția e cu noi. Miliția e cu noi. Ce era să stau acolo ca șobolanii? Ajunge frate cu comunismul. Jos comunismul! Jos comunismul! Jos comunismul! Jos comunismul! Jos comunismul! Jos comunismul! Băi, băi, băi! Băiatul ăsta a fugit de la unitate ca să lupte cu noi! Bravo, băi, bravo! Păi gata, băi, ești civil de acum! Hai, facem schimb! Hai, hai! Hai, mă! Hai țigare să te vede și miliția. Te cape, mă? Da, hai cu treaba. Mă, băieți, mă, sunteți ca și copiii mei. Băi, ia comanda la mine, mă, că vă sparg.
Ia te bă, și-a pus cioara pe ele de banane. Alt doctor. Vasile, mai zic că e ceva prestați. Vasile, fă-ți urechile alea, mai zic că e ceva prin stație. Băi, tu ce faci mă acolo? Asculți muzică? Eduardu și Olen Voinescu. Viorele, tu ești, mă? Alo, Viorele? Alo? Dar ce-ai făcut? Viorele, tu m-auzi pe mine? Îl auzeam bine în căști. Alo? Alo, Viorele? Alo? Deci tu l-ai auzit, da? Da. Ce zice? Cea că l-ar pe triumf la un baraj. Vezi, poate încerc să-l prins. Ce, mă? Zic că un acolo mă duceam la televiziune. Că n-auzi că l-ar cu de triumf? Nu, Costi, zic. Băi, Bogdane, cu ce ți-am greșit toții, măi? Ce aveți cu toții azi? Ce dracu v-am făcut? V-am bătut? V-am pus la sap? Nu, tovarășul locotenent, eu am vrut să zic că dacă e să-l căutăm pe Costi, îl găsim la televiziune, că acolo zic că se duce, nu acasă. Bă, tu ce vrei? Ce vrei? Vrei să mori? De ce nu te-ai dus cu ăla? Plecați, mă, toți la televiziune. Eu știi ce aș vrea? Eu aș vrea să stau acasă, să beau bere și să mă uit la voi doi cum vă luptați să apărați televiziune. Lolec și Bolec. Lasă-l, Dragoș, să vorbesc. Deci tu zici că ar trebui să-l căutăm la televiziune, nu? Să știți că... Și eu zic la fel. Adică mai bine mergem prima dată, îl căutăm la televiziune și pe urmă mergem noi la casă. Și cu consemnul ce faci? Ne dau ăștia prin stație. Unde sunteți? La televiziune. Păi ce căutați acolo? Și am intrat în rahat. E acasă. Cred că o să intru într-un mare rahat. Păi, dacă întreabă de la unitate, nu ne zicem că mergem la televiziune. Zicem că ne îndreptăm spre obiectiv. Ne închide stația. Păi ești doar și un Nevoinescu. Da. Și chiar dacă ne întreabă de la unitate, n-avem decât să nu spunem. Zicem că suntem pe Colentina, așa facem. Păi ziceți, cum facem? Suntem în... Nu te-am balat că n-am hotărât definitiv. Voi am zis să stai? Nu, am balez un pic motorul, că deja e frig. Iar am trecut după vremea asta, era viscol. Știi că noroc cu căldura, că altfel țulea spătarul mai ieșea să mai facă revoluții. Nu ziceți că și frigul i-a scos pe oameni la revoluții. Păi da, frigul din casă, eu ziceam că afară e cald. Loc! Faceți loc! Loc! Ajutați-mă! Hai! Ușor, ușor, ușor! Faceți loc! Loc! Ușor! Ușor, ușor! Unde mergeți? La televiziune. Mergeți la urgență, îl duceți pe ăsta. Haide, mă, omule, te rog eu frumos, că moare ăsta aici. La unde? La Floreasca? Unde? Da. Și cum l-am pușcat? Trag nenorociții pe strada aia, hai! Duceți-l în municipal, că-i tata de gardă. Ia-o înainte! Doctor Andronet! Mergem pe jos, că e aici. Unde e aici? Păi mergea cu băieții la televiziune să apărăm. Haideți, mă! Haideți! Ați tras vreunul cu arma? Da. Da. Hai sus, mă, doamnă! Păi dă-mi-l pe el atunci! Aștept, da. Îi duc sus pe băieți să ne ajute. Tu dui, dar n-am arme să le dau. Cum n-ai? Cum auzi? Alo? Aștept, da. Și pe meu lui Panghe? Ba da, și așa. Alo? Haideți, mă. Ce-am avut? Dă-i băie pe aici, că mă... Când? Vii sus după aia. Hai. Păi știi ce n-am avut? Treaba! Treci.
lui Panghe. Măi, Culiță, uite mortul. A intrat în gardă pe 17 și doarme așa de 3 ore. Efectiv a căzut lat. 22, altele nu pupați. Trageți ca oamenii foc cu foc, nu ta-ta-ta-ta-ta. S-a înțeles? Câte mai ai? Eu mai am jumate, dar vei Georgescu și-a mai luat jumate. Georgescule! Georgescule! Așa nu facem treabă! Te faci că n-auzi. Nu se vorbesc eu, nu sunt la poligon, ce dracu? Las-o mai încet! Gata, șef. Când ar veni, o să dați cu pietre. În stânga, la vreo 50 de metri, un camion și un copac. Tu-i vezi mai bine de acolo. Te-ai ridicat acum. Nu-s mai mulți de 4-5, dar de vreo oră ne țin pe burta. Pe care-i treaba? Ce vor? Să intre în casă, dracu, să ia. Păi știi că a stat un greu din CC. Pe ce am găsit în garaj ca la șop să mor eu. Avea așa, șampanie, vin, de-alea de la Ricardona. Când am ajuns, noi plecase cu toată gașca. Eu ce v-am zis? Mare atenție. De ce faci, pleci? Să iau pauză acum, că și așa n-avem loc. Și nu vă uitați prea mult, că așa a făcut șinelul și l-au pleznit, ați văzut. Cum e? Am văzut camion. De acolo trag mă de după camion. Mai jos mult, 2-3 metri, că tragi în copaci. Oricum încă două de-astea și rămâne fără mălai. Ba, fii atent. Pune de aici pe foc cu foc. Așa, și acum înțepenește-te cu umărul în patul puști. Și pe urmă lasă moale. Fii atent. Vine, vine așa. Păi ce faci, mă, nu vezi cu tragi tu și ăștia trag în mine? Și ce vrea trăița, să nu mai trag? Bă, să mă au la mama, l-am pocnit! Lângă camion! Uite să moră mama! Băi, văzut, mă? Da, frate, ce-a fost ăsta? Du-te jos și cheamă-i pe ea. Să mă duc? Păi, n-ai văzut? Mă duc. Unde a plecat ăla, mă? Șefule, nu mai trage puțin! Șeful! Ce-i, mă? Zi-mă ce s-a întâmplat, s-a întâmplat ceva? Vine acum, Costi. Unde, mă? Lângă camion. Eu n-am văzut decât doi, dar pe cuvânt că erau soldați. Zi-mă și tu. Eu am văzut decât puțin, dar erau trupe, șef. Acolo se mai văd, dar erau acolo, ce drag. N-are, domnul, nicio treabă, adică ce eu trag aici degeaba, de oră? Stați aici că mă întorc imediat. Nu trage nimeni până nu vin eu, indiferent. S-a auzit, Georgescule? Gata, șef. Te rog eu. Gata. Ce aveți, bă, aveți vedenii?
Păi, deci era un uniformă ca chi cum ai tu. Ce facem? Oprim sau intrăm la ăștia în ogradă? Nu, oprim, mergi încet. Și să ții farurile. Ce vrea asta? Oprește. Cred că e de la armată. Să nu faceți pe nebune aici. Vedeți? Sunt locotenent Neagu Mihail de la unitatea militară 0. Sunt locotenent Neagu Mihail. Internet? Tu ajută-l, major. Suntem o unitate de intervenție și îl căutăm pe soldatul Constantin Andronescu. Ce scuși atunci? Suntem de la UM0298. Căutăm un soldat din subordine. Ăștia de la miliție, tovarășu Pan. Ate, ordonați. Și tu. Mergeți și verificați mașina. Înțeles? Zen, cum a spus? Bleahu? Neagu, locotenent Neagu. Doar și aici e front. Ce caută miliția? Nu aveți ordin să vă retrageți în cazan? Avem consemn de patrulare. Să nu ne ia pe noi așa. Ia, hai să vedem ce aveți în mașină. Treci. Toată lumea afară. Maior Dobre mai este la comandă la televiziune? Toată lumea afară, am zis. Stai. Ce sale acolo? Deschide-le. Încet. Încet. Soare, care... Cartușe cu cap luminos, calibru 762. Am putea să mergem la el să discutăm la maiorul Dobre de la internă. Doar și aici conduce armata. Doriți să mergeți la comandament? Vă duc eu la comandament. Voi doi rămâneți aici până mă întorc. Înțeles. Haideți după mine. Alo, alo, merge numai unul. Rămâi tu cu băieții la mașină. Pistolul, îl preia eu. Haide, haide, că le limitați la ieșire. Vita. Haideți, intrați. Iei dumneata frumos 2-3 soldați cu AKM-uri și coborâți jos la subsol. S-a înțeles. Și pe cei care se preda, unde-i du? Doar colo de la mandus de la porta. E ordin intern. De la ora 3 nimeni nu mai coboară în subsol în televiziune fără acordul meu. Ce să se predea? Am înțeles. Să trăiți, Toșco. Permiteți locotenentul Neagu Mihai. Am venit aici la televiziune să localizăm un soldat din unitatea noastră care a venit să lupte. Ia liniște, vă rog. Faceți puțină liniște. Ce dracului? Nu ne mai putem înțelege. Ce s-a întâmplat? E locotenent de miliție și zice că a venit să apere televiziune. Nu, stați puțin, Toașova, colonel. Am venit să luăm de aici un soldat cu comanda mea care a venit să apere. Și ce e rău că a venit să apere? Tovarășul locotenent, noi aici suntem o celulă de criză. Da. Trăiți? Da. Trăiți, doar Jean. Da, pe cei la DJ preluăm aici, în arestul garnizoanei. Sigur că avem grijă de ei. Stați puțin. La poartă să pregătești un mare. În 5 minute pleacă să-i preia. Și dacă nu le place, că aici nu sunt fotole din piele, din crocodil, din... În beciuri bag nezei, mai milor de nomenclaturiști. Sigur. Cu stimă, trăiți. Ne mai vin doi din eșalonul 2. Bravo, domnule. Ziceți, tovarășul locotenent, când l-ați trimis pe băiat? Nu l-am trimis eu. Dar cine? Întreb, din al cui ordin a venit soldatul ăsta de capul lui? Toașo, colonel, suntem oameni, vă rog să mă înțelegeți pe mine. Dacă băiatul ăsta nu apare la apelul de dimineață, o să aibă belele mari. Aoleu, adică o să ai belele mari? Vă rog să mă lăsați să-l caut în televiziune, nu vreau să vă rețin prea mult. Da, eu. Atunci să preia el dispozitivul. Aha. Atunci lasă-mă să mă gândesc. Bă, dar nu se poate să așteptați cu toții mură în gură. Da, vine.
Auzi? Și vezi, du-le și tu ceva de mâncare la băieți. Pâini, sandwich-ul, ce mai găsești pe acolo, când am mâncat de dimineață. Aparatul, dă-l mai tare. Comandanțe unităților, Ministerul Apărării Naționale din... Cine trage? Ei trag? Cine? Focșani. Mă rog. Calați Brăila. Ăsta nu-i Cico? Transmit ordinul șefului Marului Stat Major. Ia-l, pușă. Cum vii tu, Cico, de la marină să-mi dai tu mie armată ordine? În cel mai scurt timp. Asta ne-ar mai lipsi. Noi controlăm dispozitivul aici. Cico. Păi dă de dimineață la apel ca dezertor și gata. Credeți-mă că nu pot să-l dau. E o situație mai specială. Bine, zi-mi de la ce unitate ești și cui vă subordonați că ți-l dau eu lipsă. Vă rog eu să mă lăsați mai întâi să-l caut, să ne convingem că nu este aici. Vreți să-ți dea tovarășul colonel și cheile de acasă? A? Dă-ne și noi că nu ești deghizat. Doamne ferește, întrebați-o pe tovarășul sergent, că am copiii jos, mă așteaptă. Ce copii, mă? Unde e jos? Ești drogat? Ai băut? Ce tremuri așa ca piftia? Adică cum crezi tu că eu, colonelul Argăseală, las pe un milițian să facă pe detectivul la televiziune, ai? Tovarășul colonel, vă rog, eu v-am vorbit respectos. Nu mă rogi nimic. Ție ți-a fugit un militar din subordine. Nu mă mai rogi. Ia-l, major Cușă, Ștefan, în cel mai scurt timp. Mobilizați unitățile... Argăseală la telefon. Trimiteți pe cineva de la poartă să vină să ia pe cineva. Da, de la mine. E foarte rău că nu se respectă disciplina. Mai ales la militari. Că altfel s-ajunge la haos și la dezordine. Dar ce să-i facem? Știi cum e vorba? Miliția nu e armata. Ascultați! S-a primit un telefon. Ceaușești au fost văzuți într-o dacie galbenă de Ilfov cu numărul 2B-2IL-1918 în dreptul localității Giurgeni. Dar ile ăsta nu e Ialomița? 2B cât? 2IL-Ialomița, da. 2IL-1918. Auziți? Ia stați așa. 1918 pe ăsta, nu e anul lui? Extraordinar. Ile vine de la ianuarie. Da. 2 e de la 26. Da, și 1918. Extraordinar. Ne aveau domnule pregătite. Uite cum stăm, Dorșu. Îi duci la unitate și raportezi incidentul. Și dacă băiatul este aici, e foarte bine. Și dacă nu e... Da, eu la telefon. Care-i chiriac? Să aștepte ordinul meu. Nu vă deplasați din dispozitiv de capul vostru. Au plecat deja. Atunci să fiți păziți. Condul pe tovarășul locotenent la poartă. Tovarășul sergent care m-a adus. Domnul sergent, ce-i cu el? Domnul, pistolul meu este la el. Îl iei de la poartă. Întrebam pentru că am înțeles că l-ați trimis... Jos la poartă! Am înțeles să trimis. Hai la el acasă. L-ați găsit? Nu era. Ți-a zis, mă, că revoluționarul lupește acasă? Ți-am zis? Deja l-am găsit. Și am rămas și fără pistol. Paul. Păi spuneți că vi l-a confiscat la televiziune. Ce-am căutat la televiziune? Corect. Vasile, voinesc cu ceva? Hai la Arcul de Triunf, poate mai prinde. O luăm pe la Arcul de Triunf. Mama, ne mănâncă ăștia de vii! Bă, l-ai auzit pe Crăciun, stai în banca ta. Ce vrei, mă, intră ăștia peste noi? Auzi, mă, sunt și eu curios, pe voi de pe unde v-a cules Crăciun? Zi, mă, locuiți pe aici, prin cartier? Nu, da, mă, locuim aici. Și cum, ați ieșit la plimbare așa prin zonă sau cum? Și te mă și te curcă dacă n-ai treabă. Te rog eu, nu mai țipa așa la mine, că mi-ți face frică. Ce vezi, mă, potoliți-vă. Hai, mă, cheamă Crăciun. Hai. Luați un loc. Am sunat la comandament. E o problemă de verificare. Referitor la chestiunea militarilor de vis-a-vis. Și ce au zis? Da, stai și tu jos.
până zic că ăștia, uite, chiar să sun, că așa au zis. Poate au aflat ceva mai la concret. Lasă și tu pe meu ăla. Erau de-ai noștri, că noi n-aveam niciun interes. Alo, să trăiți, tot eu sunt. Uitați-am aici băiatul care a văzut. Vi-l dau să raporteze. Ce-am zis să stai jos, mă? Leagă-i, mă, să nu mai miște. Ce? Cu centurile. Care centuri? Vezi că ăsta are. Aha, uite, vezi ce ți-am spus, ăsta are și veston. Și ăla, ăla de ce n-are? Leagă-i așa! Băi, nene, ești bine! Băi, stai, mă, mă, păi, ține-mă el la spate! Scoate-ți cureaua! O, 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 cu scut! Domnule, faceți-o... Taci, mă, putu-ți Dumnezeu, mă, te la securist! Taci că te pușcă aici, pe loc, dacă nu taci! Leagă-i, mă, să nu mai miște! Numele, gradul, unitate. Sunt soldat Andronescu. Mai tare! Sunt soldat Andronescu Costin de la 10298. Aha, deci suntem de la interne. Din plutonul de intervenție al tovarășului locotenent Nagu Mihail. Mite în pluton, i-am luat pe stradă dintr-un TV-ul. Am fost în pluton și am fugit. Mă doare bani, bune! Ia zi-mă, cât mai sunteți afară? Cine v-a trimis, mă? De ce ne dezinformați? Unde să ne trimită? A, ia percheziționați-vă. Deci, tovarășul Nagu și tovarășul Andronescu. Livretul. Normal. E în manta, când am dat mantaua. Tu-s mantaua, mă, de cu paștele, mă, de... Eu mor de leanule, îi duc în vecii în pușcă. Uite ce are ăsta. Ce? Armă albă. Aha. Alo, de leanul sunt, dă-mi și mie la Sterescu. Eu nu, Aure, e urgență. Nu e fapt, domnule, nu. Să vin aici cu am prins doi. Leon, nu știu cât mai rezistăm, că sunt încă cel puțin vreo 10 afară. Șeful ăsta e arab, e clar. Ce arab, bă, boule? Tibercem, boule! 2-0, 3-3, 6-6. Nu mă da, domnule, că e țigan, nu e arab! 6-6. Patrăna Ceaușescu pe banii noștri, că să ne umărți copiii, da? Lăsați-mă să vorbesc. E țigan, domnule, nu e arab. Bravo, mă, v-ați învățat bine lecție. Uite, te întreb frumos. Îți dau ocazia să răspunzi acum. Ce aveți cu noi, mă? De ce trageți în noi? Ce v-am făcut, mă? Tovarășu, uitați! Sună acasă și vă lămuriți. Mama acasă, vă confirmă ea. Nu sunt niciun terorist. Și zici că livretul ți l-ai uitat acasă? Nu acasă, e în manta. 8 iunie. Sunați la tata la municipal, e doctor Andronescu, e șef de secție la interne. La interne? Vă rog eu să mă lăsați să sun. Nu vă mint, credeți-mă. Nu sunt nicăieri, tovarășe, liniile sunt tăiate. Mai bine chemă televiziunea să-i filmeze. Ia mă-i terminați-mă cu ideile, că mi l-ați băgat în casă cu uniformă. Așa că duceți-i imbeci. Și grijă mare cum îi păziți. Auzi, Crăciune, ia-i mai bine un militar de-al meu. Du-te și scoală-l pe panghe. Cu Voinescu? Da, să trăiți. Tovarășul Len. Să trăiești, mă, Mihai. Să trăiești, Viorele. Ce mă pe la voi pe aici? E liniște, dar nu e pace, mă. Se trage prin vilele astea de când am ajuns aici. Azi, pe unde umbli? Ce-ai făcut? V-ați închis stația? Vin de pe la televiziune. A, de oră încerc să vă prind. Am belele, Viorele. Mi-a fugit un soldat. Cum așa? Am probleme cu stația. Se tot întreruptă. Eu-ți vorbeam, tu nu mă auzeai? Cum a fugit? S-a dus de zevzec. Păi și tu nu l-ai văzut? Trebuie să scoți pistolul de el. Mă, Viorele, cum să scot? E venit prin accident. Mă belește să dacă află, mă trebuie să de zevzec. Ce e la televiziune? E cam jale. Auzi, noi acum de cine ținem? Am trecut în subordine armate? Păi te-am dracu, mai știu. Domn Cirea Băghenci. La Steaua l-opresc unii de la armată și dă ordin să intre în stadion să rămână acolo. Atunci stai acolo cu stația închisă. Și dacă nu fumam și tot vă lor. De Vasilescu nu se mai știe nimic.
Pe ăsta nu trecuse în rezervă? N-a apucat. Pe 17 trebuia să-i vină ordinul. Zicea că se mută la Văleni. Are cu curte acolo și vie. De Revelion și a să iau pe Mioara să facem cu ea. Și unde l-a trimis? Pe 21 l-a sunat acasă și am vorbit cu nevastă. Plângea. Nu știu unde l-a trimis. Ce faci cu soldatul ăla? Raportezi? Vă luați locotenent? Trăiți. Să trăiți. Am primit parolă nouă, dar i-am pierdut din nou. Eu ce spuneam? La mine pe stație mai bine prins bulgari. Stai așa. Avem parolă nouă? Da, au schimbat-o acum. Dar asta cu albastru n-a mai fost? Ba da, uite, a fost pe 18 până în 7. Vezi ce memoriam? Păi câte de astea crezi că sunt? Le tot învârci. Păi stai puțin asta ultima cu Florea de Colț. Am luat-o la 11 și 20, acum cât e? E trecut de 3. Da, mă, vede. A trecut și noaptea asta. Poate-l găsesc acasă? Hm? Pe băiat. Păi știi unde stă? Păi ce mai stai? Du-te și saltă-l. Cine zici că e ăsta? Andronescu. Da. Du-te și ia-l de acasă. Vă rog să mă lăsați să dau un telefon și o să vedeți că nu sunt terorist. Un singur telefon. Banii tata îi vezi? I-am prins infiltrați. Cine? Când dormeai tu, au încercat să ne intoxice. Îi păzești cu capul și răspunzi. Vezi că ăsta avea cuțit la el. L-am percheziționat, nu mai are. Sunt arabi? Vorbesc bine românește, dă-i în pista masii. Ai grijă să nu te facă. Nu-i împuști. Vreau să le facem un proces să fie de exemplu. Un proces drept și pe urmă vă executăm, mă. Dezmeticește, Panghe. Mănâncă niște cogonele să-ți treacă mahmureala. Nu, dar n-am dormit după 17, doamnă. Știu, mă, știu. Gura mătii de miliția. Ce ai, mă? Te omor să moară mama, te omor că din cauza ta m-ai băgat în căcat. Tu-s gura mătii de țigan borât. Păcăriți-vă că vă împuși să mori, eu trag liniște. Tu-s gura mătii, că așa sunteți toți bălași. Trebuia, mă, tu să spui că era ăla soldat. Bă, era soldat, mă, era soldat. Da, bă, eu nu vreau, mă, să mor, că vrei tu. Băi, v-am zis liniște, mă. Bă, te rog eu puțin să mă ascult, te rog eu frumos, nu sunt niciun terorist. Deci noi mergeam la televiziune și ne-a luat din stradă să-l ajutăm cu un rănit. Nu, nu ne-a luat din stradă, ne-am dat noi jos din TV-ul. Da, și el ne-a dat arme să tragem, că noi voiam să mergem să apărăm la televiziune. Noi n-am vrut, eu nici măcar n-am făcut armata. Dar el a zis că are livretul acasă, ca să ajute și el la revoluție. Da, altfel nu-mi dădeau armă. Trebuia să spun adevărul, a greșit, dar nu-i grav. Nu vedeți, mă, că vă încurcați în minciuni. Bă, nu minți-mi... Nu te mint, vere, să moară cea mai scump, eu am venit să apăr revoluția. Uitați că și pe aici e liniște. Sigur, mă, că aici e? Da, asta e. Bogdane, tata, sigur? Uite, stau și noi, colector, n-a venit el aici să-l bagi la ghiozdan. I-a zis soldat. Să l-am de Sibiu și Pepsi, să nu se plece, nu? Lasă-mă în pace. Bogdane, sigur că știe doamna, să n-avem la cază. Da, tu și locătorul. Bine, mă, atunci, hai. Dar vă rog eu, tovarășul, după ce-l găsim, să mă lăsați cu el singur în unitate, să-i arăt eu revoluție. Stai aici cu Vasile și aveți grijă de mașină. Ordonați? Te rog eu, vezi ce mai spun ăștia prin stație. Hai. Înțeles. Nu mă treci la stație, tu n-auzi, nu mă mai enerva și tu. Deschizi, mă?
Constituiești, mama? Sunt eu, doamna Bogdan, Bobo. Suntem de la unitate. Bogdan, Costi e cu tine, mama? Să rămână, doamnă. Numele meu este locotenent Neagu Mihail. Mă știe soțul de atunci, general Axinte. Bogdan, ce s-a întâmplat? Cine e, domnul? E tovarășul locotenent, comandantul nostru de pluton. Nu știu, îl căutăm de două ore. De trei. Costi a dat telefon, a zis că se duce să luptă la televiziune. Sunteți sora? Nu, sunt prietena. De ce a telefonat? Ce a spus? Nu știu, că a vorbit cu tine. Vă rog frumos, este foarte important. Ce v-a spus Costi? Cuvânt cu cuvânt, doamnă. M-a sunat copilul. Mamă, eu mă duc să lupt. Unde te duci tu, mama, să lupți? Hai acasă. Nu, nu și nu. Eu vin când se termină. Deci așa a spus, că trece pe acasă. L-am sunat și pe Mircea la spital. Dar cum a fost posibil de a fugit? Cum a ieșit el din unitate? A plecat din misiunea de patrulare, doamna, ceea ce este foarte grav, nu din unitate. Urcați sus, îl sun pe soțul. Haideți sus. Dumneavoastră locuiți și dumneavoastră aici în casă, nu? Am spus că e urgent. Alo, Mircea, uite, au venit de la unitate. Alo? Am cerut cu Mircea, vă rog, dacă se poate. Soția? Da, o să vă rog să vă descați. Dă-mi pe Mircea. Așa. Mai repede, te rog. Avem niște ce ai făcut. Vă aduc imediat. Alo, Mircea? Uite, a venit colegului de la armată. E și un domn colonel cu el. Da. Nu, Costi, n-a venit cu ei. Spune-mi tu ce să fac. Pe cum să mă liniștesc când sunt singură și nu știu ce-i cu copilul? Nu țin. Da. Vreau cu dumneavoastră. Alo, să trăiți. Da, le-am dânat cu la telefon. E mai complicat, lângă obor am avut niște evenimente. Eu, să știți, Soașu Andronescu, că am avut față de el toată grija cuvenită. Deci, efectiv, n-a fugit din patrulă, n-am putut să-l opresc. Știu că este și responsabilitatea mea. În regulă, pot să explic, dar nu am nicio vină. Au fost și băieții din Pluton, pot să confirme și ei. L-am căutat. Unde să-l caut? Da, nu știu dacă avem cum, că de-aia am zis să trec întâi pe acasă, să nu raportez direct la unitate. Vă dați seama că încearcă. Să trăiți. Da, Mircea. Da, mă liniștesc. Da, vii și tu când poți. Bine. Vine și soțul, maxim jumătate de oră. Până atunci îl așteptăm. Doamna Andronescu, nu vă spărați. Poți dau și un telefon acasă, da, să îi zică... Da, mamă. Să rămână, mulțumesc frumos. Stai jos. Nu știu dacă putem să le așteptăm chiar atât, doamnă. Suntem și noi în misiune. Nu vreți o cafea? N-are ton. Așa a fost toată ziua, mai încearcă că vine. Auziți? N-ar fi mai bine să-l căutăm la televiziune? Păi de la televiziune venim, doamnă, nu e acolo. Adică poate că e, că n-avem de unde să știm. Zi, Bogdane, n-am fost la televiziune? E nenorocire acolo, se trage ca la război. Stați liniștită, doamnă, că băia descurcare se descurcă. Se trage, dar băieții noștri stau ferm pe poziție. Să știți că înțeleg ce înseamnă să fii mamă, pentru că am și o două fete. Haideți să ne uităm la televizor, poate îl vedem acolo. Eu nici nu pot să mă uit. Dar stai la ce noi la televizor? Auzi, n-ai și tu țigare? Eu-ți dau, dar să nu faci probleme.
frică și mie. Ce trage așa, mai dă și mie. Dă-i tu. Te-ai zis și tu acolo să spun că ai văzut pe soldații. Păi n-am zis. Ce ai zis? Am zis să moară mama de un capitan, i-am văzut și eu. Ai zis. Le-am zis, palte în urechi dacă n-au și mai sări așa pop. S-a umflat rău, bot. Las că și pe tine te-au aranjat. Da? Băi, eu dormeam, n-am... Băi, te-am văzut acolo sus cu un plovăr pe față, de-aia am crezut că ești mort. Păi ți-a nimerit că am intrat de gardă pe 19 mai întâi și pe mâna a trimis ăștia la Inter. Au fost și eu cu surme. Dar ne-au întors până la Cocoro. S-a tras rău la Inter. Păi cum? Nasol. Dacă vrei, poți să mă lăși la loc, să ne-ai probleme. Stai tu liniștit. Îți zic că au început ăștia să bage căldură în blocuri. Deci se poate. O să vedeți, mă, că în curând o să se dea carnea la liber. Vă spun eu, există în rezerve. De unde știi tu? Ce rezerve, mă? Se ia de la export, se dea carnea toată la oameni. Și ia să vezi cum ajunge. Nu, numai carne. Și untul, și blugi, și portocale. Adevărul e că ar merge o friptură la gogonelele astea. Sunt bune gogonelele? Păi și castraveți, da. Îți cam floșcăiți. Mai că mai pune mișto. Cu morcov tăiați în steluță. Saramur. Frumos. Încă aia bulgărești în ațeț. Auzi, dar de când sunteți în România? Ce? Zic, de unde știți așa bine românește? Cum îl cheamă? Andronescu Mircea. Puteți să verificați. O să verificăm. Sună pe maică ta. Mare Tom. Aștept. Jur. Sure.
45. E ocupat. Să mai frămăm o dată. Se poate. Păi dacă e cu noi. Băiatul e bine. Vrea mama ta să vorbească cu tine. Alo, mama? Sunt la o vilă. Nu sunt la televiziune. Mamă, să le spui că nu sunt terorist. Să le spui că sunt Costi. Alo? Să trăiți. Sunt la o vilă. Nu știu pe ce stradă. E înainte de televiziune. Pe Rabat. Da. Cine e? Da, cine? Da, parcă ne-a spus el ceva. El ne-a spus că a venit să luptez. Nu, nu sunt cadru. Vă dau un cadru să vorbiți cu el. Ascult. Aici colonel Costinaș. Așa. Mm-hmm. Da. Când? Bine, vedem. Da, da, am reținut. Vedem. Ce facem, tinere, Băbărez? Cine e locotenentul Neagu? E comandatul nostru de ABI. Ce mai stăm, gata? Eu zic că situația e clară. Ai auzit? Te duci acasă, balvârtă-i și te preiași, te ducă la unitatea de care aparții. Du-te și scoate-l și pe Evreaș Capor. Și zici și lui Panche să vină încoace. Probleme mari. Ia uite-l cum stă. Pas alergător! Nu trebuia să vă deranjați, doamnă. Nu se poate. Ia Bogdan și mănâncă. Știu că ție îți place. Numai Costel nu-l face nasul. Se poate fuma aici, la dumneavoastră? Sigur, sunt în casă de fumători. Știți? Mă întreb cinstit, Costi fumează? Le mai trage și el. A spus dumneavoastră de cafea? Stai, stai, spus că mă duc eu. Să nu dea un foc. Oh, dar dumneavoastră nu sunați acasă? Nu sunt, doamnă, ce să mai sun? Bă, voi ia-mă. Ia-mă.
Mulțumesc frumos. Nu e Costi. Aveți răbdare, că mai stăm. Scuzați, dar am primit ordin pe stație să ne întoarcem la unitate. Hai că vine și Costi acum. Lăsați-l și pe băia să mănânce ceva. Hai, descălță-l. Să luăm una. Uite acolo pe hol. Angela? Da. Eu am niște budincă, dar trebuie încălzită. Da, da. Dar ce ai stat atâta? Am vrut să fumez. Cu masca turcii. Uite, Bogdan, băia cu minte nu fumează. Mi se pare. Adevărul că dacă nu fumătau atât de tare poporul... Ar trebui să-i prindă și să-i ducă să trăiască în blocuri cum a trăit poporul. Poate vrea și băiatul să dea un telefon acasă. Tu n-au ce zice, doamnă. Mulțumesc frumos. Alo? Alo, mamă, mă atalegi? Să rămână. Da, Vasile sunt. Da, suntem bine. E revoluție, da. Tata e pe acolo? Alo. Alo, să rămână, tata. Ce mai e pe acolo? Nu știu dacă ne... Întreabă tata dacă ne dați permisie de anul nou. Atena, vă dă și decorați. Vă dă, mă, că sunteți băieții mei. Alo? Da, tata, vin acasă de anul nou, da. Auzi, dar porcul ăla-s tăiat? Nu? Păi și când îl tăiați? A, nu, avem de toate noi. Da, bine. Bine, hai, să rămână. Să rămână, să rămână. Ce zice, mămică? Te vrea acasă, nu? Hai la mașină. Lăsați-l și pe băia să mănânce ceva. Nu se poate, doamnă, că rămas maestru singur. Bine, nimica, să vină toți. Nu putem, doamnă, să lăsăm mașina nesupravegheată. Angela? Da? Du-te până jos și du-o niște sandvișuri la șofer. Da, da. Hai, mamă. Doamna, dumneavoastră, lăsați, doamnă, că nu mor așa de foame. Lăsați că mă duc eu. Ce-aș putea eu să vă mai oferi e niște vișinată. Angela? Alo, 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 alo. Păi ce faci, mă, treci așa și nu mă vezi? Mi-a luat-o altul înainte? Las că ți-o dau și eu când ajungi la unitate. Du-te mai repede, că te așteaptă neagă în casă de oră. A fost un cadru de la noi detașat acolo. Da? Suntem singurii din Europa care putem să facem așa ceva. Domnule Neagu, de mine bune n-am dus niciodată. Costi, ce faci? Costi, mamă! Ce, puțin te-ai bătut? Hai că ești tata pe drum. Acelea buză. Hai să te dau cu Ivanul. Vreau să mă spun puțin. Am niște budincă și ești dințele. Haideți, vă repede, că trebuie să plecăm.
Aoleu, atunci lăsați-mă să-i pun ceva la pachet. Un minut durează. Să nu se infecteze, mamă. Echiparea și încălțarea. Gena, uite-și cum am la bucătărie. Sau și locul de nânt. Îmi pare rău de ce am făcut, vă rog să mă scuzați. Nu ai făcut nimic, lasă. Nu, am greșit față de noastră. Păi da. Că am fost om cu voi, nu securist în puțet. Hai, că vedem noi cum o descurcăm. Du-te și te spală. Vezi că maica ta s-a apucat de șnițele. Ți s-au rupt ale. Ce? Peltițele. Ce sale? Peltițele. Ia zile petlițe. Peltițe. De ce faci, nu te spale? Mă spal când ajung. Acum sunt gata șnițelele. Nu-ți mă, mamă, că plecăm. Păi nu-i păcat, vi le pun să le aveți la voi. Săluna. Săluna, mulțumim frumos, la revedere. Dar nu se poate să plecați, Costi. Angela, uite, vor să plece, mamă. Aveți cuvântul meu că de revelion era aveți acasă. Stați așa să nu plecați. Stați așa. Plusii de astea, nu? Ce facem de revelion? Mergem la cumpătul sau facem cu Elena și cu fratisul? Nu știu, te sun când ajung. Mie mi-ar plăcea mai mult să mergem la cumpătul. Vedem. Să rămână, doamnă. Mulțumesc foarte mult. Să știți că nu trebuie. Nu se poate. Complimentul lui domnul doctor. Vrea și Mircea acum. Păcat, mare păcat. Să ai grijă, mamă. Săruna. Fiți fără grijă, doamna. Dacă tot este apuș cu d-astea, ar trebui să încep. Dar nu vreau să mă apuc. La mine țigările au mare calitate. Când sunt obosit, imediat mă trezesc. Adevărul e că nimic nu se compară cu Kent adevărat. Dar de ce ești adevărat? Ce ești neadevărat să... Da, mă, se fac și prin a? Germania, de la Sârb și dreacul se pierde, da? Asta se adevărat. Nu trebuie să-i dai și lui Toar și Len. Săranul nu știe să le aprecieze. Dar tu de ce ai luat drumul pe aici? Nu mai bine mergeam drept înainte și ieșeam pe exercițiule. Tot aia e. Facem dreapta la Măgurele, după aia stânga în capăt și ieșim tot acolo. Ai dreptat. Toarășule, nu v-am zis, taximetrism mă fac. Așa zici, păi să vii să mă ieși pe mine când ies de pe la vreun șpriț. Dar ce, doamna n-are carnet? Asta mai lipsa, să-mi conducă și mașina acum. Ia, dați-și un pic să mă uit.
Asta vă promit, eu îl bem împreună după anul nou. Păi nu mergem o permisie? Atunci după ce vă întoarceți de acasă, o bem de liberare. Până atunci vine o puțuică de oră. Și ce vrem să o desfac acum? Las că o bem de anul nou. Pare pune și tu niște muzică. E voie toar și un ego. Ia lasă aici. Lambada. Bine. Ce-i asta? O cântă una ca oma. Trebuie să trag și eu pe casetă când mergem acasă. Ca oma? Voi știți pe ăștia. Pe vremea mea era Adamo. A venit și la Cerbul de Aur. Foarte frumos cânta și Nana Muscul. Panco, vă place? Care? Ăla cu Gini, Quincy, noi. Nu, Nana Muscul, aia. Dintre ai noștri Aur, Aur Ziceanu, era o voce. Și mai îmi place Marina Voi. Dida nu-mi place, țipă, se trântește ca una, nu-mi place. Aurelian Sărmanu s-a prăbădit. La băutură? Păcat. I-a plăcut să trăiască. Ăla era Elvis al nostru, dar n-a apucat. Frumoasă nevastă ta, Costi. Poate vii și eu la nuntă să fur mireasă. Vedeți, mă, că o să fie dacă mă spun că vreau să fac la CCA. Da? E atunci te fac în pizda, mă, cu CCA-ul tău cu tot. De bun chilul meu. Păi ia lăsați prostiile și lambadele. Pe sergentul acum îl chema, Păun? Da. Care? Ăla de la gardă, de la televiziune. Păun? Pan. Pan am făcut în cur. Cum dă eu de el? Să dăm mâine de el. Adică azi? Azi, mâine, să dăm de el. Trebuia eu să dau armă numai pe semnătură. Auziți? Și dacă tot mergem, poate îl găsim și pe Costi. Că așa a zis, că se duce să apere televiziunea. Eu zic că înțeles și Costi. A văzut pe pielea lui, cum e. Degeaba zice maturul, ai grijă. Până nu te frici pe pielea ta, nu crezi. Acum râde. Nu, mă, dar era unul acolo care dădea ordine la soldați. Dar el nu era militar, era unul gras, cu că plăbea și dădea ordine. Bă! Dar ce voi ceau? Ne zicea, bă! Te gândeai cu tine, trebuie dacă l-auzi. Așa că am vorbit și eu cu el. Și poate dacă e mâine, trecem și noi pe la unitate, să pe la vila pe acolo, să-l cunoaște și noi, nu? Las că am reglat eu cu vila. I-am zis lui ăla, doar șumeor. Eu vă rog foarte mult să nu avem probleme. Eliberați-l imediat și lăsați soldatul să vină la mine. Dar mă dau acum, e restaurant? Poate aranjăm mâine la magazin să-mi dea. Bă, Costi, ce emoție ne-ai dat-o nouă. Ia vecine să ăștia, poate găsești frecvență. Am 11-26 pe Măgurele. Păi nu mai ai nimic pe Măgurele? Nu, atât. Ia vezi. Autovehicul de intervenție, identificați-vă. Sunt 11-34 Nord. Ce faci, bă, nicio parolă? N-avem nicio parolă cu ei. Păi și ucilezi. Noi avem parolă pe ei noștri, ăștia-s de la MN. Comunicați parola. Ia vezi la unitate, poate știi parola. Eu zic că e aceeași parolă, suntem în subordine. Zile. Hârtia va fi albastră. Hai, bă, băieți, nu ne mai plecați, că-i târziu.
Adică cum ar veni de vreme. Autovehicul de intervenție identificat. Pluton 3 intervenție, UM1834. Așteptați. Așteptăm ce dracu se face. E ce v-am spus eu? Asta e parola pentru noi, dar pentru ei nu ne-au dat. Poate n-au recepționat. Hârtia va fi albastră. Hai, mă, că mi-a trecut tot spunos de oboseală. De tine ce să mai zic. Pe orice loc, tine, noi ieșim nițel până-i să hotărăsc ăștia. Nu știu. Vă vezi, mă, răbdare. Iar tu ai în gură cu mine? Două minte, că am un țepenit. Eu chiar nu mă simt de urmat. Cred că am trecut de pragul ăla. Stai mă, ia de la mine. Auzi, voi ușile nu știți să le închideți? Castelate, tată. Ia uite ce frumos arde. Yeah.